tocmai pentru a facilita comunicarea cu centrele de vaccinare. În perioada următoare, foarte probabil în prima săptămână din luna mai, începe distribuirea de telefoane în centrele de vaccinare și va fi afișat numărul de telefon al fiecărui centru de vaccinare în platformă, tocmai pentru a se putea lua legătura direct cu centrele de vaccinare și a înlezni, dacă vreți, a facilita această comunicare. Un alt element important, ieri, 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru de tip drive-thru din România, care folosește vaccin de la compania Pfizer în Cluj. Au fost vaccinate până la închiderea programului, la ora 20, 354 de persoane și până astăzi, de pildă la primul centru de vaccinare drive-thru din Hunedoara, din localitatea Deva, s-au vaccinat 1673 de persoane, ceea ce înseamnă o dorință crescută de vaccinare, ținând cont de faptul că nu este nevoie de programare prin platformă și se permite programarea, practic prezentarea directă. De asemenea, tot ca element de noutate, începând de mâine, 28 aprilie, în centrele de vaccinare cu Pfizer se crește numărul de persoane vaccinate pe flux de la 84 la 96. S-au și făcut notificări în acest sens pentru a merge la capacitate maximală, având în vedere că, după cum știm, în această săptămână a fost recepționată cea mai mare tranșă de vaccinuri de la compania Pfizer, de circa 725.000 de doze. De asemenea, continuă activitatea centrelor de vaccinare mobile și a echipelor mobile. Pe 28 aprilie, mâine, se activează al nouălea centru de vaccinare mobilă în județul Argeș. Vor fi vaccinate 80 de persoane încă din prima zi. De asemenea, în municipiul București, joi 29 aprilie, va fi deschis primul centru de tip drive-thru în Piața Constituției. Vor fi 4 fluxuri disponibile. Vaccinul va fi de la compania Pfizer. Prezentarea este directă, fără programare în platformă. Din punct de vedere organizatoric, în cursul zilei de mâine, toată activitatea va fi deja pregătită.